Monne dă anumite detalii de la guvern. Bun găsit, ei bine, cam în de vreo 50 de minute am putea spune că ministrul familiei Gabriela Firea a ajuns aici la guvern. Este clar că a fost convocată de către premierul României Marcel Ciolacul în condițiile și în contextul în care PSD așteaptă până luni demisia acesteia. Ieri a fost ziua acesteia de naștere, iar în timpul ședinței, chiar la început de ședință, premierul a pupat-o pe obraz în semn de prietenie pe ministrul Gabriela Firea. Reacția acesteia la intrarea în guvern a fost una detașată, dacă putem să spunem. Amintim în același caz că e forțată oarecum să-și dea și ea demisia după ce ieri ministrul Muncii Marius Budăi și-a anunțat demisia. A fost felicitat de premier, menționând faptul că este chiar un gest onorabil în contextul în care ne aflăm, având în vedere situația care a șocat o țară întreagă, vorbim de azilele groazei. Ei bine, ministrul familiei și ministrul muncii ar fi responsabil de inspectoratele care ar fi avut în subordine căminele respective, care în timpul controalelor își mutau beneficiarii în clădiri, în clădiri părăsite, în clădiri în construcție. Noi așteptăm chiar în aceste momente ca ministrul familiei Gabriela Firea să iasă de la discuții, să vedem ce reacție a avut și ce va urma, iar dacă luni într-adevăr aceasta își va depune demisia, bineînțeles fiind constrânsă de PSD, care a anunțat că nu o va mai susține. Marina Filimon de la guvern.